Dragi oameni ai lui Dumnezeu, iubiți frați și surori, toți cei care vizionați canalul Pâinea Vieții, vă salutăm cu cuvintele Hristos a înviat. Ne aflăm aici, în tabăra Neemia, o primăvară binecuvântată. Cu ploaie abundentă, Dumnezeu binecuvântează pământul. Probabil se vede și din imagine iarba verde care crește în urma ploii care Dumnezeu o oferă pământului. Credem că Dumnezeu va binecuvânta anul acesta din toate punctele de vedere, în binecuvântări spirituale. Aici, în tabără, deja anul acesta au început mai multe lucrări, ca întruniri pentru cei de vârsta a treia, a fost și în limba rusă și pentru vorbitorii de limba română, părtășie cu tineretul. De asemenea, la ora actuală, merg cursurile pentru adolescenți, băieți care vor fi viitorii predicatori, viitorii tați, cei care vor împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. Toate aceste lucrări se fac din jertfele și sacrificiile dumneavoastră, cei care pun umărul la lucrarea aceasta. Vorbim de harul lui Dumnezeu, care Dumnezeu oferă posibilitatea de a transmite adevărurile biblice, dar vorbim de un spațiu care să ne ferească de soare, să ne ferească de ploaie, să avem unele condiții. Aici, în partea dreapta mea, sunt pornite niște construcții pentru școala biblică, cu un spațiu special pentru școala biblică din toată Moldova. De asemenea, vrem ca să finanțăm și proiectul acesta. Precum altă dată, căsuțele din spatele nostru au fost la un punct de pornire. Mi-aduc aminte când s-a turnat fundația, temelia, mă gândeam când va fi momentul când vor intra oamenii și vor da slavă lui Dumnezeu în căsuțele acestea. Și Dumnezeu a binecuvântat. V-a binecuvântat pe dumneavoastră, cei de aproape și cei de departe. V-a mișcat inima. V-a pus dorința să vă rugați și să transmiteți lepta dumneavoastră pentru o lucrare și pentru o cauză divină. De aceea, spunem acest mesaj de mulțumire, de recunoștință pentru toți cei care ne urmăriți, pentru cei care își pun la inimă lucrarea aceasta. Nu sunteți indiferenți. Dumnezeu din cer cântărește fiecare faptă, fiecare gând, fiecare gest. Fiți binecuvântați în continuare. Rugați-vă pentru lucrarea aceasta, pentru toate lucrările din perspectivă, din vara aceasta, care stau să fie tabere de copii și așa mai departe. Rugați-vă și pentru partea aceasta financiară. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare, El să fie slăvit. Amin. Este un har deosebit să fim acum aici împreună cu fratele Dima. Deja puțin s-a explicat despre lucrările care le avem. Aș vrea să menționez că Dumnezeu a dat în vremuri ca acesta un loc potrivit în care slava Lui este înmulțită. Aici tabere se fac și pentru cei vorbitori de limba rusă și pentru cei în română și ne străduim ca poporul Domnului să nu ducă lipsă. Deja s-a spus că am renovat cam în jur de 70% din toate lucrările care au fost aici în tabără. Sunt căsuțe bine aranjate, care au băi, care au dormitoare, în care și copiii și maturii foarte bine se simt. Anul acesta a fost școala biblică și au fost o leacă neîndemânări când n-am avut clase și am zis că să facem două case cu posibilitate ca să facem clase în ele, ca să putem folosi și ca școală biblică. Jos vor fi clase destul de mari, încăpătoare, cu geamuri mari, iar deasupra vrem să facem dormitoare. Vreau să spun că toată lucrarea aceasta Dumnezeu a pus-o pe inimă într-o vreme când era totul închis. Și dacă omenește ne uitam, nu era nicio perspectivă. Dar Dumnezeu, într-un mod deosebit, a binecuvântat ca în fiecare an mii de oameni, mii de copii să treacă prin tabără. Ne bucurăm mult că Dumnezeu deschide uși și lucrarea Lui se mișcă. Harul Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru, se organizează lucrări de toate vârstele, copii, tineri, cei vârstnici,
adunări de frați la nivel de țară și asta este un har deosebit că noi putem lua parte la marea lucrare a lui Dumnezeu, indiferent din ce punct contribuim. Vreau să zic aici, fiecare, dacă se iei să descrii cum s-a construit până acum, cum s-a cumpărat tabăra, asta s-a făcut pe oameni de bună credință. Fiecare a pus banul lui și în felul acesta s-a zidit, s-a reînnoit, s-a făcut. Vreau să spun că nu este o mai mare bucurie când să te gândești la un lucru, că tu ai pus umor la lucrare. Când știi că acolo atâția învață, atâția se odihnesc și undeva îi mulțumesc lui Dumnezeu și rugăciunile acestea vin ca o binecuvântare la Dumnezeu și pentru cei care au contribuit. Poporul se roagă și mulțumesc și pentru cei care pun umărul la această lucrare într-un mod deosebit, îi doare, retrăiesc și asta este important, pentru că lucrarea lui Dumnezeu de unul singur nu o poți face. Da, noi suntem cei care administrăm lucrurile acestea, dar ne bucurăm că Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut până acum. Vă mulțumim pentru că vizionați, vedeți și vă rugăm ca să contribuiți mai departe. Vă doresc ca harul Dumnezeu să vă însoțească toată viața și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie alături de voi. Și în mod deosebit rugați-vă ca lucrarea aceasta să fie făcută, ca slava lui Dumnezeu să fie mulțită aici. Noi nu avem scopuri de business sau alte lucruri aici. Aici este lucrarea lui Dumnezeu care se face pe baza oamenilor de bună credință, pe jertfă. Și aici se face totul ca slava lui Dumnezeu să fie mulțită. Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo unde sunteți, ca toți împreună să punem umărul la lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Amin.